Aș vrea să mulțumesc majorității mehedințenilor care au venit la vot și care și-au exercitat acest drept și spun majorității mehedințenilor, pentru că nu e cazul să le mulțumesc acelor care au primit bani ca să vină la vot, care au primit bani să-și facă vize de reședință în județ, pentru a denatura rezultatul votului în mai multe comune din județul nostru. Acest fapt este bine cunoscut. Este o multitudine de plângeri penale formulate de către candidații Partidului Social Democrat împotriva altor candidați sau împotriva unora care și-au făcut în mod ilegal vize de reședință pe teritoriul administrativ al mai multor comune. Și aș vrea aici să vă dau exemplu, în primul rând, de comuna Izvena, apoi Balta, Cunișor și așa mai departe. Cu toate acestea, mehedințenii au știut ce să aleagă, pentru că au avut la dispoziție 4 ani de zile în care au văzut ce pot să facă reprezentanții Partidului Social Democrat în administrația locală și în administrația județeană. Și tocmai de aceea sunt foarte mulțumit și încă o dată le mulțumesc pentru votul pe care ni l-au acordat. În aceste condiții, Partidul Social Democrat s-a clasat din nou, și nu cred că este o surpriză pentru cineva, s-a clasat din nou pe prima poziție, atât în ceea ce privește numărul de mandate de primar obținute, în sensul că am obținut 41 de mandate de primar în municipiul de reședință de județ, în orașele Strehaia și Vânjumare și în comună. De asemenea, avem cel mai mare număr de aleși locali, vom avea, bineînțeles, cel mai mare număr de consilieri județeni, în cadrul Consiliului Județean Mehedinți, și evident, s-a obținut cea mai importantă funcție din administrația locală, aceea de președinte al Consiliului Județean. Votul exprimat de mehedințeni pentru mine depășește cu peste 10.000 de voturi numărul de voturi exprimate pentru contracandidatul meu, reprezentantul Partidului Național Liberal. Și de asemenea, în ceea ce privește lista de consilieri județeni, am obținut peste 13.000 de voturi în dauna Partidului Național Liberal. Asta a arătat încă o dată că mehedințenii au știut ce au votat, mehedințenii au fost mulțumiți de proiectele pe care noi le-am implementat, de proiectele pe care le-am început și ne-au acordat votul dumneavoastră de încredere pentru a continua încă un mandat, astfel încât să ducem la bun sfârșit proiectele pe care nu le-am terminat. Unele dintre acestea încă n-au ajuns în faza de execuție de lucrări. Vreau să mulțumesc de asemenea tuturor colegilor mei din Partidul Social Democrat, fie că au candidat la funcția de consilier local sau la funcția de consilier județean, în mod special candidaților noștri la funcția de primar. Unii dintre ei, din păcate, au pierdut funcția de primar. Așa se întâmplă într-un astfel de război. Unii câștigă, alții mai pierd. Important este să fim sănătoși și să mergem înainte pentru binele locuitorilor județului Mehedinți. Încă o dată le mulțumesc tuturor colegilor mei, mai ales primari, care au făcut posibil prin votul reprezentanților unităților administrativ-teritoriale pe care le conduc, ca eu să obțin funcția de președinte al Consiliului Județean și de asemenea să avem majoritate în Consiliul Județean Mehedinți.